Diversitatea tipurilor de peisaje, precum abrupturi calcaroase cu pin negru de Banat, goluri alpine, chei, cătune izolate în munte, pajiști subalpine cu lapiezuri, izvoare termominerale și rarități de floră și faună, oferă tuturor iubitorilor de natură experiențe inedite. De toate acestea e parte dacă alegi ca destinație Parcul Național Domogled Valea Cernei. Din dorința de a vedea cât mai multe atracții ale zonei, am plecat dis de dimineață în excursia noastră. Bineînțeles că a meritat efortul de a ne trezi de vreme, pentru că în câteva ore de mers cu mașina, priveliștea s-a schimbat. Stânci în stânga și în dreapta, apă de munte, aer curat și peisaje care sunt o adevărată binecuvântare pentru iubitorii de drumeții montane. Am pornit în excursie cu gândul de a merge pe firul legendei lui Iovan Iorgovan. Căci nu există zonă în țara noastră despre care localnicii să nu împletească adevărul cu mitul, povestea din moș strămoș cu visurile despre comorile dacilor sau ale haiducilor. Bineînțeles că aveam nevoie de un ghid turistic, asta ca să aflăm cât mai multe lucruri despre locurile pe care urma să le vedem. Așa că am apelat la rangerii de la Parcul Național Domogled Valea Cernei. Și așa am aflat că la început a fost rezervația floristică și peisagistică Muntele Domogled, una dintre cele mai vechi din România. Alexandru Borza, în anul 1932, este cel care a concretizat, pentru prima oară într-un cadru legislativ și informal favorabil conservării naturii, stabilirea primelor rezervații științifice de pe teritoriul României. Înființat practic în anul 1990, Parcul Național Domogled Valea Cernei este al doilea ca mărime din țară și unicul care înglobează un întreg bazin hidrografic și un singur masiv montan. Situat în estul județului Caraseverin și în vestul județelor Mehedinți și Gorj, parcul are o suprafață de 61.211 hectare. Dacă vreți să mergeți pe traseele turistice ale Parcului Național Domogled Valea Cernei, accesul este posibil dinspre Drobeta, Turnul Severin, Orșova, cum a fost în cazul nostru, sau Timișoara, Caransebeș, Târgu Jiu, Baia de Aramă și Petroșan, Lupeni. Și iată-ne ajunși pe barajul Iovanului. Acesta are un lac de acumulare cu o capacitate de circa 118 milioane de metri cub de apă. Pornim în excursia noastră din acest loc. Asta pentru că legenda Iorgovanului începe de aici. Dar să o luăm cu începutul. Legenda relatează despre un tânăr foarte puternic și curajos, pe nume Iovan Iorgovan, în care și-au pus încrederea oamenii din așezările care înconjurau munții din această zonă. Se spune că Hercules, cum este cunoscut în zona bănățeană, a venit din zona podului lui Dumnezeu și, aflând de existența balaurului cu trei capete, care fura fetele și vitele oamenilor, a venit să-i scape de acest rău. Unde există lacul de acumulare, a avut loc prima confruntare. Plecând pe firul Cernei, s-a întâlnit cu balaurul pe această vale. Fugind din calea voinicului, străpunge calcarele lăsând în urma sa un traseu sinuos, cheile corcoaiei, în speranța că va ajunge să se scalde într-unul din cele 7 izvoare termale pentru a-și face forțele. Ajungem și noi pe aceste chei cu ghidul nostru.
Rezervația Cheile Corcoaiei este situată în partea nordică a Parcului Național Domogled Valea Cernei, în județul Gorj, pe o suprafață de 34 de hectare. Formațiunile geomorfologice existente aici sunt de o frumusețe rară, dând posibilitatea oamenilor să explice apariția acestor peisaje magnifice prin legende. Prezentul și trecutul, realul și irealul se împletesc, creând un spațiu demn de admirația și protecția noastră pentru generațiile viitoare. Cerna e cea care curge prin ea, ele sunt cunoscute ca cheile Cernei sau cheile Corcoaiei. Mai mult în literatura de specialitate s-a luat denumirea de cheile Corcoaiei. Deci este una din cele 11 rezervații ale Parcului Național Domogled Valea Cernei, cu o suprafață de 34 de hectare. Ce lungime au aceste chei? Lungimea cheilor este aproximativ 250 de metri. Dar sunt spectaculoase. Sunt foarte spectaculoase. Apa, dacă observați, ai impresia că nu mai curge, s-a oprit aici datorită adâncimei apei. Și într-o parte și în alta, apa intră cu viteză, cu zgomot, apa iese cu viteză, cu zgomot. Numai pe suprafața cheilor îți dă impresia de apă stătătoare aproape. E și adâncă, destul de adâncă. E și adâncă. Aici e o rezervație și pentru păstrăvi. Și ca o caracteristică a prelungirii influenței de climă mediteraneană pe Valea Cernii este acest pâlc de liliac, Siringa vulgaris, care crește în chei și înflorește cam la 3 săptămâni mai târziu decât vestita pădure de liliac de la Ponoare, unde a avut loc sărbătoarea liliacului pe 2 mai. Noi acum putem să facem sărbătoarea liliacului aici, liliacul de Corcoaia. Bun, mai avem multe de văzut, mai avem ceva de mers. Deci balaurul a avut 3 capete. Unul a fost tăiat aici. Unul a fost tăiat aici și eroul nu l-a lăsat până nu l-a învins definitiv. Urmează să facem celălalt popas. Celălalt popas. Da? Nu spunem încă. Nu avem spunem mult de mers încă, până acolo. Mai avem de mers. Acolo trebuie să mergem cu mașina, că e o distanță mai mare. La 7 izvoare calde. Da. Aproape de băile Herculane. Noroc cu mașina asta, ca să vă prezentăm și locurile pe unde a trecut balaurul. Absolut. Nu? Că absolut. Altfel,
Știm foarte bine, nouă ne place să... Să umblăm și cu rucsacul în spate. Bineînțeles. Avem rucsacul, haideți la drum. La doar un sfert de oră de mers cu mașina, ajungem la limita celor trei județe, Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj. Aici era odată, pe vremea Imperiului Austro-Ungar, un pod de trecere pe care se făcea comerț. Parcul Național Domoglet Valea Cernei se întinde pe trei județe. Iată că acum ne aflăm la limita lor, nu? Un lucru foarte interesant. Putem să trecem dintr-un județ în altul pe o rază de câți metri, să spunem? De câțiva metri. Suntem chiar la intersecția celor trei județe. În spatele nostru, peste apă, se află județul Mehedinți, aici e județul Caraș și la 5 metri în dreapta e județul Gorj. Deci noi suntem în Caraș, acum în spate avem Mehedinți. În spate avem Mehedinți și în dreapta noastră e Gorj. Gorj, exact de unde am venit noi. Exact de unde am venit. Aici, fiind limite... Nu numai de județ, e o limită istorică. Ea a fost o limită între Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgii și pe urmă Austro-Ungar. A fost graniță între statul național român și Imperiul Austro-Ungar și acum este graniță de județe. Podul care l-am avut lângă noi e un pod care datează din timpul existenței Imperiului Austro-Ungar, era pod de trecere. Aici aproape este un canton silvic care se numește La Schid, dar de fapt denumirea este după existența unui fost schid de călugări. Ce se trecea pe acest pod? Pe acest pod se făcea comerț, în general, între cele două state. Și tot pe zonă spun bătrânii că se făcea în special comerț cu porci. Porcii crescuți în cârduri mari erau trecuți în Imperiul Austro-Ungar și vândut în zona Banatului. Vreau să vă spun, de fapt, la Herculane e o temă largă de discutat. A fost un regiment de graniță al lui Maria Tereza, regimentul 13 de graniță. Era un drum al ei pe aici? Era un drum al grănicerilor, chiar pe culmea dintre Valea Craiovei și Olanu, deci culmea dintre județele Caraș-Severin și Gorj, există și acum poteca grănicerească și cu câteva urme ale fostelor pichete grănicerești, care ducea până în vârful Godeanu și pe urmă cobora pe culmea munților până în zona Pasul Jiu Cer. Da, ia spuneți-mi, din câte știu eu, pe aici se ascundeau și niște comori. Dar, este adevărat sau sunt doar deci, mituri? Deci, nu cred că sunt mituri, pentru că vara, în special, pe aici bântuie o serie de căutători de comori. Chiar și acum, în zilele noastre? Și da? Acum mai apar căutătorii care vin și întreabă de anumite semne și sunt... pe anumite stânci, pe anumite pietre, niște semne lăsate din timpuri străvechi. Dar e cineva care a descoperit până la urmă? Se pare că a existat. Deci, prin anii 1984, este un conac mai la vale de unde suntem noi, cu așezat lângă o stâncă mare, unde se pare că după vârful stâncii s-a luat o anumită comoară, ceea ce a fost descoperit de un lucrător, un șofer care transporta lemn, a găsit un bănuț rămas în urma săpăturii care a avut loc. Mă uitam în spate pentru că se vede foarte bine acum delimitarea până la urmă, nu? Da, delimitarea exact printre cele două stânci, Mehedinți. Între Mehedinți și Gorj. Ce facem acum? Unde mergem?
Trebuie să continuăm legenda. Trebuie să continuăm legenda și mergem în zona unde i s-a tăiat cel de-al doilea cap al Balaurului. Frumoasele plaiuri ale munților Mehedin sunt dominate de vârful lui Stan, de 1466 de metri, un uriaș adormit care străjuiește Valea Cernei. Și acesta ascunde legende și povești cunoscute de oamenii locului. Dacă stai de vorbă cu cineva din Izverna, Ponoare sau Giurgiani și îl întrebi de Stan, se uită lung la tine și te întreabă: de ce urcați pe Stan? Căutați aur? Sunt obișnuiți cu turiști care, sub pretextul drumețiilor, au urcat aici sperând să plece bogați. Piatra lui Stan, cum îi mai spun oamenii locului, și-a luat numele de la un haiduc ce a locuit la poalele lui. Importanța locului era dată de rolul de bun ascunzătoare și în același timp de bun punct de observație. De aici se vede totul ca în palmă, iar în zilele senine se poate vedea chiar Dunărea. De aceea, vârful a fost folosit și pe vremea dacilor pentru semnalizarea primejdiilor. Un foc aprins aici se vedea până pe vârful Godeanu și de aici la Sarmisegetuza. Bătrânii spun că în acest loc și-ar fi ascuns dacii comorile, deoarece în jurul vârfului sunt mai multe peșteri. Chiar și o parte din tezaurul lui Decebal s-ar afla aici, într-o peșteră cu intrare mică și trepte coborâtoare. Peștera are mai multe galerii laterale. La comoară nu se poate ajunge pentru că ar exista mai multe capcane. Tărâm de legendă și comori ascunse, platoul Mehedinților oferă vizitatorilor o vastă paletă de obiective turistice și povești pe care le poți asculta la tot pasul. Sunt foarte mulți turiști care vin în zonă și se îndreaptă spre vârful lui Stan. Câte trasee sunt spre acest vârf? Pentru a ajunge în vârful Stan sunt 4 trasee turistice. Depinde turistul respectiv din ce parte atacă vârful Stan. Din Valea Cernii sunt 2 posibilități de a urca din vârful Stan. De la Piatra Pușcată pe Foieroaga sau Cheile Tâmnei, Crovul Mare, Poiana Beletina, vârful lui Stan. Pentru cei care vin dinspre Mehedinți, vizitează înainte de a ajunge pe traseu turistic comuna Izverna, unde sunt niște obiective foarte deosebite. Parcul Național Domogled Valea Cernei este caracterizat de o diversitate floristică remarcabilă. Inventarul floristic bogat însumând 1110 specii de plante vasculare superioare. Diversitatea florei luxuriante din această regiune a atras botaniști străini încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Bogăția inegalabilă a florei din acest areal a fost descoperită de Kitai Bell în 1800, când recoltează primele holotipuri ale acestor meleaguri. Lui Rochelle îi revine meritul de a fi extins rețeaua cercetărilor floristice în zona Banatului, descriind primele noutăți floristice. Din totalul de plante superioare, 60 de specii sunt taxoni periclitați, rari și în parte endemici, existând în Parcul Național Domogled Valea Cernei, specii rare necunoscute în alte părți ale țării. Laleaua pestriță, inișorul de Banat, barba caprei balcanică și pinul negru de Banat. Acesta crește pe vârful stâncilor calcaroase. Interesant este aspectul pinului, care are o coroană piramidală. Pentru a diminua vara fenomenul de evaporare al apei, pinul de Banat are așezat crengile sub formă de umbrelă. Primele date privind cercetarea faunei din regiunea Parcului Național Domogled Valea Cernei apar încă din anul 1794. Nu există specie de animale sălbatice de pe teritoriul țării noastre să nu o găsim aici. Cerbi, căpriori, urși, lupi, veverițe. Parcul Național reprezintă zona cu cea mai ridicată biodiversitate în ceea ce privește lepidopterele, întâlnindu-se peste 1500 de specii de fluturi din cele 3500 care se găsesc în lume.
știu câți dintre turiștii care vin pe aceste meleaguri știu ce însemnătate au stâncile de acolo din spatele nostru. Aici se continuă legenda lui Iovan Iorgovan. Da, bineînțeles. Sunt turiști care ne vizitează an de an. Și în aceste peregrinări au aflat sigur ce înseamnă stânca de la 7 izvoare calde, care e o stâncă megalictică ce prezintă capul lui Iovan Iorgovan sau lui alias Hercules. Aici, în zona celor 7 izvoare calde, ajungând și îmbăindu-se apele tămăduitoare și termale, a prins puteri și a reușit să-l învingă a doua oară pe balaur și să-i taie al doilea capăt. L-a alergat pe firul Cernei și în zona următoarei localități, Topleț, de la Herculane spre Orșova, în zona pietrei lui Iorgovan, a retezat și cel de-al treilea cap. Balaurul a continuat pe firul Cernei călătoria lui, decapitat, și a urcat în susul Dunării, ascunzându-se în gaura cu muscă. Din descompunerea lui s-a născut musca columbacă, muștile mari care în zona respectivă făceau mur rău oamenilor și în special vitelor mari, cornutelor mari. Cam mult l-a alergat pe balaur, nu? Cam mult, da. Cam mult. Câți kilometri așa? Deci, considerând că râul Cerna de la izvoare și până la vărsare are o lungime de 100 de kilometri, și luând distanța pietrei lui Iorgovan, care se află în județul Hunedoara, la circa 20 de kilometri de izvoare, și în susul Dunării, iar un 20 de kilometri, deci cam 140 de kilometri de alergare, de luptă între Iovan Iorgovan și balaur. Un mesaj pentru toți iubitorii muntelui. Din partea noastră, ca administrației Parcului Național Valea Cernii, le dorim să fie adevărați turiști, să nu strice ce e făcut, să se îmbete cu frumusețea peisajului, să plece cu amintiri frumoase, dar să lase traseele și panourile așa cum le-am făcut noi prin efortul nostru. Și drumeții ușoare, îi așteptăm la sediul parcului, unde avem și un centru de informare, și suntem dispuși oricând să le dăm informații utile. Avem organizate și excursii cu ghid, avem și ghizi pregătiți, școlarizați, care știu și limba engleză, putem pune la dispoziție și pentru grupuri de străini. Și un singur lucru, drumeții ușoare. Drumeții ușoare, bineînțeles, pentru toată lumea, și să plece cu gândul că trebuie să mai revină, că n-au vizitat tot ce se poate vizita într-un weekend sau într-o vacanță petrecută pe Valea Cernii. Urmând acest traseu, turistul poate observa îndeaproape, de-a lungul Văii Cernei, între Herculane și barajul lui Iovan, frumusețile neasemuite care îi se perindă prin fața ochilor, oferite din belșug, de formațiunile karstice atât de variate, îndeoseb de stâncăria versanților și cheile sălbatice, de vegetația extraordinară. Dacă ajungeți pe aceste meleaguri, trebuie să știți că sunt câteva obiective turistice la care puteți să ajungeți din șosea. Cheile Bobotului, unde s-a filmat în Întoarcerea Vlașinilor, lacul Prisaca, peretele calcaros al Inelățului, cheile Prisăcinei, piatra pușcată și cheile Corcoaiei. Ce-i drept, nu am găsit comori ascunse de haiduci sau de Maria Tereza, vestitul tezaur de argint, dar ne-am îngăiat sufletul cu frumusețea locurilor. Așa că, după o zi cu adevărat reușită, ne retragem la pensiune.